Bun. Hai, mă. Cred că mă las. Mi-a de treabă, mulțumesc. Ia uite-o cum tremură. Unde sunt avariile? Pac, îi mulțumim. Da. Deci mi-am luat Insta360, care fac niște videouri extraordinare. Și măcar are o aplicație pe telefon direct. Pentru TikTok e perfectă, cred că și pentru YouTube, dar nu știu eu încă să o folosesc. Extraordinar. Facem o excursie rapidă, mașina personală până la Horbach. Da, teoretic cred că dacă n-aș vorbi nimica, ar avea mai multe vizualizări videourile. Cum zic ăștia, din alea cu sunet, doar sunet. Cățel. Doar că n-am vrut să fac nici bani, nici avere. Ia să vedem. A căzut telefonul pe jos. Îl voi recupera. Gata, a treia, parcă-s prost. Așa, depășește. M-ai lăsat. Nu trebuie să mă vezi cum am plec pe jos. Oba! Gata, perfect. Bun, revenim. Bă, trage-vă mașina asta, fii atent. Până în 2000 de ture îi dau. Pac, 50 la oră, mi-arată, mi-indică asta. Mizeria asta care nu arată, indică. Deci, pe TikTok, Dan with the bus, am vizualizări. Am un video cu 1.600.000 de vizualizări, unul cu 1.300.000, unul cu 400 și ceva de mii, unul cu 200 și ceva de mii. Problema este că pe YouTube sunt praștie. Bine, cred că ar trebui să mă las de YouTube, dar cumva îmi place să vorbesc singur. Pac, o să mă patra. Da. Am să schimb ambreiajul până la urmă, că am găsit o variantă în care nu trebuie să vând jumate de mașină ca să schimb ambreiajul. Cred. Și oricum are niște curgeri și pe la cutie, pe acolo trebuie să dau cutia jos oricum și dacă tot dau cutia jos, oba. Schimbăm ambreiaj, schimbăm, da, cred că la început de mai. Adică mai în mai. Mai depinde cât rezist. Oare cât de bine se vede volanul. Ia să stau mai pe spate așa. Munții. Da. Aș vrea să am un timp mai mult să pot edita mai bine, să filmez mai bine. Ia uite pe băieți. Pac, 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 nu se uită, parchează. Bună ziua, l-am salutat. Salutat înapoi. Să mă cauți pe YouTube. Da. Adevărul că încep să mă obișnuiesc cu ea. Adică din ce în ce mai ușor. Am zis că pun motorină, n-am pus motorină nici acum. Pac, pac, pac. Este un drum secret pe care poți să te plimbi fără să stai în aglomerație. Liber. Uite, vezi că la 3 ani nu. Mamă, i-am dat până în 2000 și o leacă. Păi trebuie, mă, mers. Alergăm. Din păcate, noi nu. Da, iarăși merge vitezometru. Nu am nicio explicație de ce câteodată merge, câteodată nu merge. Presiunea e presiune, nu mai fâsâie nimic prin ea. Adică scaunul fusia, acum nu mai fusia, efectiv nu fusie nimic. Ia, o leacă de retarder. Fii atent, aș fi putut să mă bazez pe el, extraordinar. N-am frânat deloc. Băi, e șmecheră mașina. Dacă schimbi ambreiajul și dacă aș și vopsi-o,
și dacă i-aș face și un detailing la interior și gata. După aceea ar fi ușor, că nu ești cu mașina mică. Nu știe nimeni că n-am călători. Călătorii au sosit. Bună dimineața, încărcați. Nu mai am baterie la ceas. Total neinteresant această afirmație. Ia atent să vedem cum suie la deal. Băi, zăpadă cu postăvar. Pac. Extraordinar. Nu, V6-ul ăsta cred că a făcut urâșa ambreiajul. Cred că ambreiajul ăsta trebuie schimbat obligatoriu. Nu mai dau cu părerea. Așa, asta e o tură de seară. Să vedem ce e prin Hornbach. M-au hotărât să postez când am chef, adică teoretic vorbesc cu vreo 30, maxim 100 de oameni. Adică n-am de unde să știu, că eu văd că fac 100, 200 de... Am ăla de la Setra 516, are 1000 de vizualizări. Dar m-am uitat puțin pe... Nu mai știu unde m-am uitat pe aplicația asta de la țara de acolo, istoricul la YouTube. Și am văzut că am multe vizualizări din Turcia. Deci, cred că nici măcar nu contează ce vorbesc. Da, da. E ca și cum ai vorbi singur, doar că aproape singur. Nu, chiar singur, așa. Aici e plăcerea. Și ziceam, cred că aș avea foarte multe vizualizări dacă pur și simplu nu aș vorbi și s-ar auzi cum scârții autocarul. Azi vedeți, salută? Nu salută. Adică nu știu dacă salută. Posibil, e posibil. Mi-ar fi trebuit să salut și eu, adică eu de ce aștept să fiu salutat și nu salut? Și asta e o... Păi dacă mă salută unul, salut eu doi. Asta să fie regula. Adică eu nu știu dacă să mai salută. De-aia nu salut. Mai demult să salutat, cel puțin autocarele între ele, așa, la extern. Cum se zice? Liber? Liber! Pac! Da! Opa! Ce nu face? Adică nu face urât, că nu bate nimic. Ia uite, băi, e extraordinar. Deci, de mers, merge de trăznește mașina. Extraordinar. Aia cu plecatul de pe loc e o mică problemuță, dar așa, uite-o, instant, 60, trage, se lipește, fii atent ce privește, cum se vede apusul, fac ușor, nu te grăbi, fiule, că vin mașini, op, 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 eroina. Aici nu te joci, e o din asta mai importantă. O arteră din asta m-am băgat ca un cioban, aproape. Nu, că nu l-am încurcat. Băga bine. Nici nu semnalizam. Asta nu e bine. Mai agață puțin ambreiajul, faptul că tremură, nu mai discutăm. Ia să vedem în Hornbach, găsim un loc de parcare. Asta nu se așteaptă să o iau la dreapta, ci caut autocarele în Hornbach. Păi am venit să-mi cumpăr ceva, un grătar. Ia să vedem, ci vediamo. Pac. Teoretic am eu un loc al meu secret pe care sper să-l găsesc liber. Ia uite ce frumos plutește. Pe perne. Stai acolo, fiule, fiulețule. Ia uite, asta e locul meu. Bine am venit. Și unde o întorc? O întorc unde vreau eu. Adică aici. Fii atent, pac, cu botul așa, pac, 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 pac. Aș putea să mă combin pe acolo, să fac o întoarcere secretă, dar nu fac. Ia să vedem, e liber? Teoretic, da, practic, o să vedem. Pam, pam, pam. Nu le iau pe niciunul. Ajunge, nu exagerăm. Pac. Am văzut nenea pasnicul cam
întors autocarul aici, unde intrarea, să mă parchez frumos. Uite aici. Na, trebuie să iau mai multe locuri de parcare, că ce să fac? Dacă e mare. Bun. Revenim. Bun. Am revenit. Vezi ce înseamnă să mergi la Hornbach și să nu-ți pierzi aerul? Ceva se aude pe acolo, dar asta e cred că așa de început. Are aer. Prea înțeleg ăștia ce cu cascheta asta mea. Merg cu frontala. Da. Punem unul cu autocarul la Hornbach. Lemne. Autocaraș. Autocaraș. Nu vine pe aici. Da, Mercedes Turino. Turino. Ușor, ușor. Te îmborzi. Să fac un experiment. Să tac până acasă. Să fiu un POV original. Hai, John! John! Să nu uit camera. Din nou scaunul, dar când am venit nu fusea nimic. M-a luat pe cap puțin dracii. Ce băiatul alergătorul. Bărbuță. Bă, extraordinar retarderul ăsta, extraordinar. Deci n-am frânat nicio secundă. Acum îi dau drumul. Mă gata 3 ani, cam puțin.
dar dacă atâta știi... O, era chiar prea puțin. Ce, teoretic nu poți să iei curba asta dacă... Dacă nu te bagi pe contrasens. Adică poți, dar intri prin boscheți. Ia să vedem în oglindă. Uite. Aproape. Pământ. Pământ de flori. Night drive. Bine, de seară mai mult. Aici ai de-a treia. Dar și nici beculețul ăsta nu se aprinde de la vitezometru. Asta cred că e pus intenționat să nu, să nu văd cu ce viteză merg. Bun. Da, un vlog. Un vlog. O filmare fără sare și piper. Dar da, am simțit nevoia să mai fac. Bine, de fapt, dacă nu-mi place cum a ieșit, poate nici nu o public. Ce libertate am. Și chiar, eu am voie să înjur sau n-am voie să înjur? Adică ce m-am hotărât? Eu mă hotărăsc. Oricum clipul nu e pentru copii. O lase tări. Cam frâna cam mult pentru o zi. Hai că până vii tu eu mă bag fără să iau stâlpul, fără. Asta înseamnă autocar de 9,400 m. Mergi cu el așa, ușurel. Cu alea mari, senzația poate că e puțin mai frumoasă. Deși, ba, nu știu ce să zic. Atâta timp cât ăsta e înalt, e mare, nu e așa diferență. Dar te duci cu el peste tot, te întorci cu el peste tot. Mult mai ușor. Stai și m-am gândit că o să mai miau. Dacă mai găsesc ceva așa, chilipiruri, mai dau așa mulți bani cum am dat pe ăsta. Dar dacă găsesc setre vechi, cât de cât folosibile, am să mai achiziționez. Da. Păi cam asta. Ne-am plimbat de seară să vadă bordul frumos. Ia uite, scaunul mă ridică, mă coboară. Te ridică, te coboară. Autocarul e ca viața. Și căcatul vorbesc. Da. Gata. Acestea fiind spuse, mai luăm curbile astea. Dăm o leacă din retarder. Dar ce se numește retarder? Așa, aici dacă nu ești atent, îți iei un stâlp acasă. Șerpuiala asta, stai că aici și geamul are figuri, face figuri. Mai faceți film, îmi plac. Nici așa, așa. Sunt într-a patra. Bun. Bun, 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 bun. Frumos, liber. Autocarul merge extraordinar. Salut, salut. L-am văzut târziu că îi dădeam o goarnă. Hai, vă pup. Am făcut un căcat, da. Ceva o fi ieșit. Goodbye-uri.